Vă salut, prieteni! O să vă arăt în cele ce urmează o metodă mai puțin obișnuită pentru a vedea fluxul de aer prin carcasă și să putem vedea pe unde intră aerul în carcasă, cât de repede intră, dacă se creează turbulențe și putem în așa fel, putem astfel să reglăm ventilatoarele încât să avem un flux de aer constant și fără probleme prin carcasă. Deci vom vedea pe unde intră aerul, cât de repede intră și vom regla, dacă e nevoie, viteza ventilatoarelor încât să evităm turbulențele sau recircularea aerului deja încălzit. Deci putem vedea destul de clar că avem aer care intră pe aici și pe aici. Prin spate bănuiesc că nu intră, pe aici este evacuat. Da, vedem că este respins. Nu știu dacă e destul de clar, dar aerul este scos. Să vedem acum cum circulă prin carcasă. În zona aceasta nu avem niciun ventilator. Aerul rămâne nemișcat, dacă aș putea spune așa. Această zonă ar trebui să fie atras de ventilatorul plăcii video și după cum se vede, așa și se întâmplă. Din zona aceasta este atras de ventilatorul procesorului și această zonă, nu știu dacă este foarte evident pentru voi, dar această zonă prezintă turbulențe, adică aerul este împins spre afară sau oricum nu își urmează cursul. Ideal ar fi să avem format un flux de aer care intră pe aici, prin orificiul din capac, răcește placa video și apoi este evacuat către ventilatorul de la procesor, de la coolerul procesorului, și apoi evacuat din carcasă prin acest ventilator și prin cel din sursă. Eu am adăugat în această zonă un material care să blocheze trecerea aerului de la placa video direct către acest ventilator și să treacă și practic să fie nevoie să treacă prin ventilatorul de la procesor. Această zonă este mai, să zicem, mai specială pentru că aici se adună aerul cald și în general dacă nu este evacuat de sursă se acumulează aici și încălzește unitatea optică sau ce aveți voi montat în partea superioară. Deci aici se formează o pernă de aer cald. În general este scos aerul de aici de sursă. Cam asta ar fi tot. Vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim data viitoare.